Medicii spun că, pe lângă faptul că această procedură este benefică pentru sănătatea omului, sângele care este colectat salvează multe vieți și pune pe picioare oameni cu boli grave. Cei care doresc să doneze sânge trebuie să respecte câteva reguli simple, spune medicul transfuziolog. Noi îndemnăm toate persoanele apte pentru sănătoase, care pot și vor să ajute pe cineva, un bolnav, un copil, într-o situație mai grea, să doneze sânge. Pentru a dona sânge pot să apropie persoanele cu vârsta de la 18 până la 60 de ani, care nu au contraindicații medicale, care nu au avut operații, traume, comoții, boli infecțioase, care au o masă corporală mai mare de 50 de kilograme și care au dorința de a dona sânge. În incinta Centrului Medicilor de Familie a orașului Florești, toți doritorii de a salva vieți omenești s-au adunat pentru a dona sânge. Fiecare voluntar a donat câte 470 de mililitri de sânge. Oamenii spun că acest lucru a trebuit să-l facă toți cetățenii țării noastre, pentru că fiecare om se poate pomeni într-o situație în care să aibă nevoie de sânge. Este important că să donezi sânge. Să ajuți alți oameni care au nevoie de așa ceva. Nevoastră, ce ați hotărât ca să donați sânge? Să ajut cineva care poate bolnav și îi trebuiește. Au nevoie pentru așa ceva. Ce ați putea spune la oameni cei care nu donează sânge? Să gândească bine și să vii și ies Donețc. Nu e rău nimic în asta. Să facem un bine la oameni care sunt bolnavi, familii care sunt bolnavi. Cum credeți, este important? De ce este important ca persoanele să doneze sânge? Să facă un bine. Ce ați putea spuneți oamenilor care nu se hotărăsc să doneze? Mi-aș spune că e păcat asta, să nu doneze sânge. În primul rând, sunt lucrător medical. Într-al doilea rând, vreau să fac bine, mai scos, să ajut cum ajută lumea și mă duc la procedurile astea, pe așa și dau sânge. Această acțiune de donare a sângelui de către voluntarii din orașul Florești are loc în fiecare trimestru. De fiecare dată vin de la 50 până la 100 de oameni. De această dată au fost înregistrați 80 de voluntari.